seara și bine ați revenit la Prof Online, cu tema pentru a doua zi și exerciții la geometrie și algebră. Bravo! Vlad, nu puteți să ne numeresc, nu? Iau și eu la o cap în cealaltă parte numele și trebuie să arunc. Deci, la pagina, prima parte facem, deci, geometrie, tema. Pentru clasa A. Pentru a clasă. Clasa A. 6. Geometrie. Da, geometrie. Simetria față de o dreaptă. Deci, clasa... 133 spus? Da, da. 133. Ați ușor ați descoperit câte ceva la geometrie? Da. La geometrie mai putem avea modele? Adică ne putem gândi la tipuri de, de probleme? Eu zic că... Deci dacă în clasele 1-4, așa de mult m-a supărat și treaba asta când am văzut că învățătorii vin la clasă și vorbesc de metoda false comparați, metoda sau mersul înapoi, metoda figurativă, nu știu ce, nu știu cum. Nu, domnule. Copiii când citesc o problemă zice, ce metodă s-a aplicat aici? El nu stă nicio clipă să analizeze problema în conținutul său. Acum se gândește ce metodă s-a spune acolo, metodă, mersul înapoi, sau metoda falsei ipoteze, sau nu știu ce, metoda comparației, nu știu ce știe spune acolo. Este esențial să putem gândi așa, ori de câte ori ne aflăm în fața unei probleme, să citim conținutul cu atenție, și să vedem în virtutea informațiilor care le avem noi deja, din urmă, toate informațiile, să vedem cum legăm lucrurile pe care ne oferă autorul de ceea ce ni se cere. Asta e toată filozofia la o problemă. În volumul acela care am făcut eu, volumul de matematică pentru 1-4, am insistat așa. Cum învățăm sau cum trebuie să gândim în fața unei probleme? La geometrie, prin excelență, nu mai putem spune că avem un model. Mergem după un model. Ci avem ipoteză, concluzia și toată partea care ne revin nouă este felul în care legăm de la ipoteză la concluzie și intervenim noi să facem legăturile. Aici e toată filozofia. Asta trebuie să facem. Dar pentru asta trebuie toate informațiile din urmă. Deci și problema care a zis 133. Problema 3. Fie un triunghi ABC ascuțitudinic. Apropo de asta, ce înseamnă un triunghi ascuțitudinic? Are mai puțin de 90 grade. Are un unghi care are măsura... Nu are un unghi. Toate unghiurile sunt mai mici de 90 grade. Când am zis clasificarea triunghiurilor, vă uitați pe lecția de la Pitici, la clasa a patra, că am făcut clasificarea triunghiurilor după laturi și după unghiuri. Deci despre triunghiuri vorbim. Le clasificăm după laturi și după unghiuri. După laturi sunt oarecare, în care toate laturile sunt diferite. Isoscel, care are două laturi congruente. Echilateral, toate laturile congruente. Da? După unghiuri avem ascuțit unghic, toate unghiurile ascuțite, drept unghic, un unghi drept. Și obtuz unghii cu un unghi obtuz. Dar au făcut și ei. Sigur că l-au făcut. Cum? Dacă le-au făcut ăștia de clasa a patra după ei voi. Deci nu cap discuții. Când am zis între unghi, de care spus autorul, ascuțit unghii, în mintea noastră s-a declanșat. Toate unghiile sunt ascuțite. Așadar, desene și eu între unghii ascuțit unghii. Asta e mai așa, ca să nu vă să apare aici ideea de drept. A, B, C. Deci fie triunghiul ascuțit unghic, A, B, C. Și T, mijlocul segmentului BC. T, mijlocului BC. Construi simetricului A față de T. Ce înseamnă simetricul A față de T? Simetricul unui punct. Trebuie să avem clar în minte ce am. Dacă am un segment
cum ar fi aici BC și AUA e situat, T-ul este așa, simetricul lui A față de T înseamnă să mă duc de la A spre T și să mai merg încă o dată lungimea asta. Da? Deci A, A prim este simetricul lui A față de T. A prim este simetricul A față de T. De fapt, nici nu mai trebuia. E vorba de simetricul unui punct față de un alt punct. Nici nu mai trebuia să mă desenez BC-ul. Ideea era atâta. Dacă am două puncte, A și T, cum a fost aici notat, simetricul lui A față de T înseamnă să duc dreapta A, T și să merg în continuare de la T mai departe, încât A, T să fie cât T A'. Asta trebuie să știi. Dacă nu știi ce înseamnă simetricul unui punct față de un alt punct, n-ai cum să pornești problema. În cazul nostru asta spune, simetricul lui A față de T înseamnă de la A la T și mai mergem încă o dată lungimea asta. Exact. Cât e AT, T, nu știu cum s-a notat aici. Urmează să citesc problema. Vedeți că eu... Asta mi se întâmplă mie în timp ce citesc problema. Deci, atenție, citesc că eu știu foarte bine ce trebuie fac. Deci, construiți simetricul lui A față de T și B prim, simetricul punctului B față de AC. Simetricul lui B față de AC. Ei, AC este asta. Acum ar trebui să știu ce înseamnă simetricul unui punct față de o dreaptă. Am o dreaptă și am un punct A. Simetricul lui A față de dreaptă înseamnă să mă duc perpendicul, să duc perpendicular și mă merg încă pe atâta. Ăsta este simetricul unui punct față de o dreaptă. Unui punct față de la alt punct, ați văzut ce înseamnă. Da. Simetricul unui punct față de o dreaptă A înseamnă să mă duc, să duc perpendiculara din A. Găsesc piciorul și mai merg de acolo înainte, exact cât e lungimea aceea. Așa și aici. Eu am dreapta AC. Da? Dreapta AC. Ca și cum ar fi dreapta A aici. Iar simetricul lui B față de AC înseamnă să mă duc cu perpendiculara. Da? Mă duc cu perpendiculara. Până aici și mai merg încă o dată cam... Cât este AC. Cât este de mare. Da? Deci, B... B prim, parcă a spus. Da, da. B prim este simetricul lui B față de AC. Deci, fie triunghiul ABC, ascuțitul, și T în mijlocul segmentului BC. Construi simetricul lui A față de T și B prim simetricul punctului B față de AC. B prim. Știm cum să notăm. Asta nu mi-a spus că se notează. O să notez eu cu A prim din aceeași considerente, că e simetricul lui A. Precizați dacă există în figura construite segmente care nu au axă. Precizați dacă există în figura construite segmente care au axe de simetrie. Care au axe de simetrie. Acum trebuie să înțeleg ce înseamnă axe de simetrie. Uitați așa. Dacă am o dreaptă și am segmentul ăsta construit și pe urmă, pe partea asta am așa un segment tot la fel construit, în genul ăsta, cam în genul ăsta, spunem că dreapta asta este axă de simetrie, pentru că dacă aș îndoi după dreapta și asta, cele două trebuie să se suprapună. Deci cele două figuri trebuie să se suprapună. Segmentul A, B, C, D. Fiindcă admit ca axă de simetrie pe dreapta și asta, ele, când am îndoit după dreapta asta foaia, trebuie să fie suprapuse asta peste ăsta. Segmentul ăla AB peste CD. AB peste CD.
Deci el trebuie să fie de aia. Fiecare punct de aici este un simetric la celălalt. Adică mai corect, dacă aș fi făcut așa, să fi construit simetricul perfect acestuia, este așa, a lui A, notat A prim, a lui B, B prim, da, B prim, iată că obținem segmentul A prim, B prim, care este simetricul segmentului AB. Iar dreapta aceasta este socotită axe de simetrie. Da? Axe de simetrie. În modul în care am gândit aici, cum am făcut în problema de aici, întrebarea autorului este asta. Ce părere aveți? Există axe de simetrie pentru anumite segmente din figura asta? Bine vă amintiți voi că eu m-am dus de la B până aici și am continuat cu simetricul, da? Ei, în condițiile acestea, dacă m-aș fi dus, aș luat un alt punct al lui BC și m-aș fi dus cu perpendiculară și aș fi continuat, dădeam peste B prin C și așa mai departe. Deci toate punctele de aici își găsesc simetric pe asta la altă. Încât AC B prin C este o umbră a lui BC. Da? Este o umbră pe partea cealaltă. Și atunci AC este socotită axă de simetrie. Da? Deci dincolo nu. Deci autorul asta ne-a spus. Găsiți voi axa de simetrie pentru... Există segmente încât să vorbim de o axă de simetrie pentru segmentele acelea? Da. BC cu B prin C prim sunt simetrice, nu? Sunt simetrice. Iar axa de simetrie este AC. În raport cu axa AC. Da. Să mai vedem dacă mai descoperim ceva în legătură cu ideea asta de simetrie. Deci A prim B, A, B, A prim nu e, nu? A prim... A, B, A prim. Dacă am unii A prim, B. A, B, A prim. Ia să vedem. Ce este figura asta, așa, care s-a format, așa cum am diserat-o noi? Că nu e perpendicul. N-am dus. Da, nu este. Că ăla e la mijloc. E față de un punct simetric. Așa. Deci nu putem vorbi de axă de simetrie. Deci dacă am îndoit după BC, triunghiul ăsta, nu este. Ar fi ca în altă parte, exact. Da? Nici. Fie A, B și A, B prim. A, B și A, B, B prim, zice el. A, B, B prim. A, B, B prim, așa. Asta. Este. Este clar că A, B și A, B prim, tot așa față de AC. Față de AC. AC. Față de simetrie. Deci a sesizat bine că BC-ul și cu B prim, C prim sunt simetrice față de AC și că A, B și cu A, B prim sunt simetrice față de AC. Deci axa de simetrie AC se comportă foarte bine în raport cu segmentele AB și AB prim, BC și B prim C. Dar cât privește partea asta, nu am ce spune. Alo. Bună ziua. Sunt într-o lecție de matematică acum. Vă rog să veniți peste... Față de o dreapă. La 9:30, 10. Sau dimineața. Bine. Bine, bine. La revedere. Foarte interesant. Da? Deci, despre noțiunea asta de ax, de simetrie, este foarte bine, trebuie bine înțeleasă, că altfel nu putem... Ai înțeles, Miru? Nu am înțeles. Nu am înțeles. Miruna, am să încep așa, spunându-ți. Că B-ul este simetricul lui B prim, sau invers, B prim este simetricul lui B față de AC. Da? Care este simetricul lui C față de AC? Eu însuși. Că C-ul rămâne pe poziție. Nu pot să-i duc din C, unde să mai duc perpendiculară față de AC, că nu e chiar pe dreapta AC. Dar dacă m-am mișcat un pic și am luat un alt punct de aici, al lui BC,
unul la întâmplare și duc perpendiculară și mai duc încă o dată, ca pe atâta, se sesizez că dau chiar peste punctul ce se află pe B prin C. Deci, B prin C este compus din foarte multe puncte, unul lângă altul pus, așezat, care vin, sunt ca rezultat al simetriei punctelor de pe BC față de AC. Deci orice alt punct de aici, duc în simetric, mă duc acolo, eu am, mie nu iese perfect pentru că n-am BT, BT nu este cât TB prim, n-am, dar pe aici undeva trebuia să mă duc. Da, că n-am avut aceeași lungime. Da? Deci, pentru ca o dreaptă să fie axă de simetrie, cum am arătat aici, pentru ca dreapta asta să fie axă de simetrie pentru AB, trebuie ca toate punctele de pe AB să fie, nu, duse în simetricul său și să fie construite A'B'. Adică A'B' este compus din toate punctele așezate unul lângă altul, punctele, ce vin simetrice ale tuturor punctelor de pe segmentul AB. Da? Deci dacă am pliat, dacă am înduit după dreapta asta, ele se suprapun. Faceți pe figură, pe o hârtie. Cred că fac așa, și fac în felul următor. Da, să-i simtrie în felul mediatoare. Ia axa de simetrie apare în mediatoare și a tuturor segmentelor ăstora. La mijlocul segmentului și perpendiculară. Da, segmentul, mijlocul acesta și a tuturor punctelor de pe. Dacă unim două puncte și am făcut perpendiculară pe dreapta asta, atunci așa se întâmplă. Da, mediatoarea tuturor, e zis bine. Și, cum să fac eu? Trebuie să fac desenul, să scriu pe foaie. Da, un pix. Da, deci merg la, hai să zicem așa. Că avem dreapta D, o dreapta așa. Și ăsta este, el e un pic mai mare, punctul A și punctul B. Și acum, simetricul A față de dreaptă, mă duc de la cu perpendiculară, mai merg în cap pe atâta. Da? Încă lungimea segmentului acela și am obținut pe A'. La B fac același lucru încât dreapta D să fie imediatoarea segmentului pe care îl construiesc, da? Deci B'. Ei, în clipa de față segmentul acesta, umbra segmentului acesta va fi segmentul A'B'. Da? Parcă e o rochie, hai să zic, da. Sau o fustiță. Dacă domnul profesor, iată cu aia. Iată, dacă eu îmi doi acum. Exact în dreptul acestui drepte. Perfect, acum, bine. Perfect. Da. Înțelegerea cu segmente, înțeles? Mm-hmm. Așa. Asta înseamnă. Și acea dreaptă este axa de simetrie pentru segment. Da, este axa de simetrie pentru segment. Iată, chiar așa puteam să desenez cel mai precis, nu? Vezi? Mami. A. Și în felul ăsta am desenat-o. Și de ce e axă de simetrie? Pentru că prin îndoirea după dreapta respectiv, cele două se suprapun. Da? Asta înseamnă. Păi, autorul ne-a spus așa, descoperiți voi în figura construită dacă există axă de simetrie. Răspunsul AC este o axă de simetrie pentru BC și B prin C și pentru A, B cu A, B prim. Da? Și dacă vă amintiți la... A, ce este axa de simetrie? A, ce este axa de simetrie? Da? A, ce axa de simetrie pentru BC și... pentru BC și pentru A, B. Pentru BC și A, B. Și cine sunt simetricele lui B, simetricului BC? Segmentul B prim C. Axe de simetrie pentru? Axe de simetrie. Deci AC este axe de simetrie pentru segmentele BC. BC și AB. Și BC și AB. Adică simetricul lui BC este B prin C. Da.
Da? Și segmentul lui, simetricul lui AB este AB prim. Vă amintiți când clasa 8-a spuneam că se rotește în jurul lui AC punctul B și descria AC? Descria două conuri. Un con era conul acesta T, B prin C, B, și alt con cu vârful în A, B prin A. Sunt cele două conuri puse cap în cap. Având ca cerc mișcarea lui B în spațiu, a generat acest cerc. Și de sunt două conuri lipite. Pus unul pe cealaltă, dar nu clasa 8-a, voi așa să sunteți. Păi și eu am gândit, da. Eu am avut impresia că sunteți între a 8-a, 9-a. Și e clar că între a 8-a o să trece la geometria în spațiu, iar la geometria în spațiu, trebuie să vă spun, nu merge deloc geometria în spațiu și copiii au mari probleme, deci nu știu geometria plană. Asta e geometria plană. Asta e geometria plană acum care face, adică în plan. În planul acesta. În spațiu vor fi corpurile. Da, cuburi, cuburi. Da. Ai și toate. Dar numai în măsura în care știți geometria plană, veți percepe geometria spațiu. Veți descoperi că foarte mulți colegi ai vrut să spun, nu pricep, nu înțeleg geometria în spațiu, nu e clar, deloc, n-am imaginație. Nu. N-ai geometria plană pusă la punct. Și ce veți face între a 6-a și a 7-a va fi definitorii pentru geometria în spațiu. Nimic nu se mai poate face după aceea. Așadar, având în vedere acest lucru, eu am pus un volum la punct, volumul de geometrie plană, pe care îl găsiți acolo la Prof Online, și pe 15 ore de geometrie am băgat tot felul de probleme acolo. Și am încercat să vă fac să gândiți în ritmul în care o fac eu de fiecare dată. La problema 3, deci asta a fost problema. De înțeles ce înseamnă axe de simetrie. Nu aveam altceva de... Nu ne-am cerut autorul altceva. Acum, hai să facem și noi o problemă serioasă. Că poate. Deci o problemă serioasă, că și eu fost până acum... Hai să vedem ce să facem. Hai să vedem. Problema de temă, nu? Da. Da, 135. De la 135. Fie segmentul AB. Deci 135. 14. 14. 135. Da. Fie segmentul AB și punctele M și N exterioare drepte AB. Deci un segment. Și de alta dreptei. Exact. Deci segmentul AB și punctele M și N exterioare drepte AB date de o parte și de alta drepte AB, așa încât EMA congruent cu MB. Deci, MA congruent cu MB. Ce înseamnă că dacă MA e cât MB, unde este punctul M dacă e la egală distanță de capetele segmentului AB? La mijloc. Nu, că e. Nu e pe segment. Da, seara am vorbit. Nu e pe segment. Unde sunt punctele acestea situate la egală distanță de capetele unui segment? Mediatoarea segmentului. N-am vorbit aseară, m-am povestit, da? Mediatoarea segmentului. Deci, practic, duc mediatoarea, adică ce se fac? Caut mijlocul lui AB și duc o perpendiculară pe el. Și atunci punctul M este un punct al mediatoarei. Corect. MA cu MB. Și la fel, MA cu MB. Da. Le-au pune ceva mai jos. Că zici de o parte și de alta, da? MA cu MB. N. Aici a fost N și aici N. Arătați că A și B sunt simetrice față de MN.
arătăm, să arătăm că AU și BU sunt simetrice față de IMM. Noi știm atât că IMA egal cu IMB și că IMA egal cu IMB. Putem duce IMN, nu? Putem duce. Nu știm că pică perpendicular, nu spune autorul. IMN intersectează pe AB într-un punct O. Ipoteza avem așa. Că IMA congruent cu IMB. Că IMA congruent cu IMB. Și atât, nu? Da. În concluzie, trebuie să arătăm că A și B simetrice, A și B sunt simetrice față de mână. A, B simetrice față de mână. Dar în traducere în matematică, cum am spune ca să fie vorba de simetrice? Să zicem că B e simetric lui A față de mână. Asta trebuie să arătăm. Ce ar trebui să se întâmple ca să fie A, B-ul s-o poziție simetric cu ea? Păi A8 e congruent cu OB, nu? A8, sigur că da. Deci ar fi, da. Asta ar trebui să spune A, O, congruent cu OB și nu numai, nu numai aia. E MO cu OE, nu? Da. Nu. A, nu, ăla nu trebuie să fie simetrice. Nu, A, B trebuie să fie simetrice. Corect. Numai A, B-ul, A și B să fie simetrice unul altuia. Da, dar încă ceva, pentru simetrie trebuie să fie A, B perpendicular pe M. Da. Păi uitați-vă când am zis așa. Ca să duc simetricului A față de o dreaptă, ce am spus? Trebuie să merg până aici și mai merg cu dar perpendicular. Asta înseamnă, a tradus domnul profesor. Ce înseamnă AB simetrice față de MN. Asta am tradus în limbaj matematic. Corect. Deci AO congruent cu OB și AB perpendiculară. AB perpendiculară pe MN. Corect. Asta trebuie să arătăm. Deci A spune că A e simetricul lui B sau B simetricul lui A față de MN, înseamnă să arătăm că AO e cât OB și că AB perpendicular pe IMN. Că altfel nu știi ce să arătați. Asta era povestea. Nu puteam să arătăm niște lucruri spuse într-o frază, ci matematic. La ce se reduce chestia asta? Ia să vedem. Mână. Mână și mă bână. Ce poți să spui despre cele două triunghiuri? Mă cu mă bă. Mă cu mă bă. Ipoteză. Nă cu nă bă. Da. Păi, a bă la tricomună. Da. Și a bă la tricomună. Păi, da, nu-i triunghiuri. Da. Nu-i triunghiuri, domn profesor? Nu. Tu mi-ai luat triunghiuri așa. A, mână. A, pe ăla l-a luat. Așa mi-a spus. A, mână, ai luat? Da. Sau cine așa a zis? A, mână. Ai zis A. Ai zis mână. A, da, a, mână cu nu, b. Așa. A, mână cu mână, b. A, așa le-ai luat. Da. Deci triunghiul ăsta și cu triunghiul ăsta, da? Ele au asta cât asta, asta cât asta, asta e comună? Da. Latul, latul, latul. Cel mai rar caz întâlnit. Ăla că ne place. Ăla desplace ție. L, 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 da? Nu, ei. Ea era cu congruența asta. Da. Și triunghiurile sunt congruente, într-adevăr, și la asta la ce te duce? Ce informații îți oferă congruența asta? Îți dă și unghiurile. Îți dă unghiurile. Da, adică unghiul de aici este cât ăsta și nu-i de aici, de acolo. Poate e important lucru care l-ai prins tu. Deci unghiul de aici este cât ăsta de aici. Ăsta de aici, este cât celălalt, nu? Da. Așa. Și sigur, ăsta tot e cât ăsta tot. Dar eu m-aș opri doar la aceste două lucruri constatate.
BH. Să lăsăm, știi, totdeauna a sesizat la mine. Am un deosebit respect pentru fiecare inițiativă, da? Da? Că asta a fost ideea ei. Și este o idee chiar foarte bună, să spune. Pentru că are câștigul ăsta. Deși toate laturile sunt folosite, de regulă când vorbim congruența două triunghiuri, căutăm să arătăm două segmente congruente, dar aici toate informațiile, latură, nu prea se folosește cazul acesta, decât dacă ai ceva nevoie de niște unghiuri. Și noi, iată că am câștigat aici, 1-1 și 2-2. Și acum luăm alte unghiuri. După ce am câștigat chestia asta, hai să facem încă o mișcare. La care alte două triunghiuri să-i ducem, Mirona? Asta și cu ăsta, da? Ăsta două triunghiuri. Dacă ai să reușești să arăți că sunt congruente, o să fii foarte fericită. Să spun de ce. În condiții în care tu arăți că sunt congruente, ai șansa să spui că unghiul ăsta e cât ăsta. Și atunci e dovedit pe perpendicularitatea. Ia zi. Ai ăsta. Ai M-A cu M-B. Da. Cât? M-A cu M-A. Sigur, asta e clar. M-A, unghiul dintre ele și M-A la trocomână. Corect. Deci ai A, M cu M, B. Unghiul dintre ele și O, M, O. Comună, latură, unghi, latură și gata ești. Da. Triunghiile fiind congruente, toate elementele sunt congruente. Ai A, O, cât O, B, îți trebuia. Nu? Și ai și perpendicular. Și ai și perpendicular, că unghiile sunt congruente și atunci, gata e problema. Asta e motivul pentru care trebuie să fim foarte, foarte atenți cu cel care are o idee. El pe moment s-ar putea să nu aibă până la capăt. Dar trebuie urmărit și ajutat, și eu mă adresez cu colegilor mei, spunându-le că este esențial. Când un elev vine cu o idee, ascultă-o până la capăt, dragul meu coleg. Nu-l repezi și spui, stai jos acolo, ai spus o prostie. Păi de unde știi că ai spus o prostie, dar nici ne-ai urmărit. Deci trebuie foarte tare. Ce am făcut acum este o dovadă. Ia Miruna n-avea convingerea că curge problema. E limpede, nu erai convins că curge. Problema chiar se duce spre final. Pentru că în momentul în care te ocupa de cele două triunghiuri A, M, N și M, B, N, te-ai ocupat pentru că ți s-a părut foarte clar că ai șanse să spui că sunt congruente. Latură, asta comună, gata, sunt congruente. Dar informația e tare că te primite spre unghiurile astea congruente. Și odată unghiurile astea congruente, te-ai fixat la cele două triunghiuri. Sigur că te puteai fixa și la astea două triunghiuri de jos. Cu tot acelea, cu șanse egale. Da? Acum îi dăm la demonstrație. Deci, încă o dată, Vlad, ce trebuie să facem? Facem un plan de lucru. Da. Deci, noi gândim pe deasupra cum anume o să curgă problema și dacă am păzut firul roșu, atunci ne ducem și începem demonstrația. Spun că M-A, fie triunghiurile M-A-N M-A-N și M-A-N și M-B-N M-B-N despre care poți povesti ca au M-A congruent cu M-B M-A congruent cu M-B așa N-A cu N-B N-A cu N-B, nu? Da. N-A congruent cu N-B. Și de unde? Și ipoteză, din ipoteză. Și mână la trocomână. Mână. Comun, da? Segment comun. Sau latură comună. Ziceam de reu, da? Latură comună. Și rezultă din cazul latură. Conform cazului. L, L, L. Rezultă că triunghiul luate în discuție sunt congruente. Triunghiul man congruent cu triunghiul M, B, N, M, B, N. Și dacă triunghiile sunt congruente, de aici e congruent cu B, M, O.
rezultă că unghiul A, M, O, O, M, B, da? Da. A, M, O, congruent cu O, M, B, și că, și încă, A, N, O. A, N, O, e congruent cu B, N, O. Congruent cu B, N, O. Și tot atât de bine ca să analizăm și de unghiul al treilea, adică M, A, N. Nu? M, A, N. Congruent cu M, B, N. M, B, N. Ei, acum fie triunghiurile. Cine vorbește? Zi tu, Vlad. Triunghiurile M, A, O. M, A, O. Și? M, A, O și, stați un pic, M, B, O. M, B, O. Despre care poți afirma că A. Așa, că M, A cu M, B. M, A. Congruent cu M, B din ipoteză. Unghiul A, M, O. Da, am O. Unghiul am O. A, congruent O. Cu B, M, O. B, M, O, da. Demonstrat. B, M, O. Din demonstrație. Demonstrație, da. Și avem și că M, O la trucum. Da. Și că M, O. M, O. La trucum. Și răspunde din cazul latră, un latră. Conform cazului de congruență, latură, un latură. Triunghiurile M, A, O. Triunghiurile M, A, O. A, O. Congruență, triunghiul M, B, O. Și dacă triunghiurile sunt congruente, rezultă că și... A, O cu B, O și subliniem. A, O. Cu B, O. Congruență cu O, B. Asta te văd. Și A, O, M. Și A, O, M. A, O, M. Congruent cu A, O, M. Congruent cu B, O, M. B, O, M. Dar de ce te-ai spus așa? De ce nu ai zis A, O, M? A, O, M. Cu O, M, B. Cu asta. Nu, pentru că atunci ar fi fost... De ce ai spus A, O, M? Congruent cu M, O, B. Eu zic A, O, M, cât O, M, B. Cât asta. Deci ăsta de aici, eu zic cât ăsta. N-am, așa vreau eu. Păi, dar nu-i. Păi, nu-i în figură? Mm-hmm. Nu, am motiv trebuie să ai. Păi, unghiul O se uită spre latura A, M și se uită spre latura M, B. A, M e congruent cu M, B și ne trimite în celălalt triunghi spre M, O, B. Asta este. În triunghiuri congruente, la laturi congruente, se uită unghiuri congruente. Și de ce le alege așa? Am mai spus o dată, nu? De mai multe ori chiar am spus. E foarte important alegerea lor, de pe bază că latura e cât e în B și atunci ele sunt congruente și la laturi congruente privesc unghiuri congruente. Și atunci, ăsta e motivul. Și de aici, dacă astea sunt congruente și cum sunt și adiacente, înseamnă că măsura unghiului A, O, M, dar să spunem că A, O, M plus B, O, M, măsura lui A, O, M. Da, măsura lui A, O, M plus măsura lui B, O, M. Da. Egal cu 180 de grade. Foarte tare. E important să spunem și asta. Și aceste 180 de grade, deci înseamnă că măsura lui A, O, M egal cu 90 de grade și egal cu măsura lui B, O, M. Deci A, O, M, egal cu măsura lui B, O, M, B, O, M, și egal cu 90 de grade. Și egal cu 90 de grade. Și asta îmi spune, că dacă că e din 90 grade... A, B e perpendicular pe mână. A, B, A, B, A, B e perpendicular pe mână, sau mână e perpendicular pe A, B, tot una. Da. A, B, perpendicular pe mână. Deci A, B, spunem și noi. A, B, e perpendicular pe M, N. Și fiindcă avem și A, O congruent cu O, B, A, O congruent cu O, B, e tot ce îmi trebuia pentru a spune că
A este simetric, că A este simetricul lui B față de MN sau că B este simetricul lui A față de MN. Deci din cele două am tras această concluzie și am răspuns la problemă, da? Că punctele A și B sunt simetrice, unul altuia, unul celuilalt, față de dreapta MN. Da? Deci... Dacă pliem, se vede. Sigur că da. Dacă după mână, exact ca și cu B-ul vor... Nu mai e. Mai facem poate o problemă. Și ne ducem de pe la treabă, că merită. 15. Am să spun un lucru minunat. Trebuie să te concentrezi foarte tare la clasă, începi să ai rezultate frumoase. Deci trebuie să crezi în tine, în forța pe care o ai și că ai urcat la o poziție încât ai ceva de spus. Da? Asta e lucru important. Vezi? Când este de precizat ceva, o fac cu multă plăcere. Dar tot atât de bine când trebuie să fac o observație, o fac chiar cu mai multă plăcere. Da? Asta... Și tu, Vlad, îmi place că urmărești, te angajezi în probleme. Și am încercat să fiu cât mai să rezolv. Dar trebuie să fii mai să intri mai în forță în problemă. Da? Poftim. 16, la 135. Hai. Triunghiul ABC dreptunghic în A. Deci, desfășurăm un triunghi dreptunghic în A. De regulă, așa, în figură, așa se face. Puneți vietearul și cu vârful în sus, A, B, C. Triunghiul ABC, dreptunghic în A. Da, și D aparține lui BC. D, un punct care aparține lui BC. BC, între paranteze rotunde. Adică pe interior. Așa. Dar nu spune în ce poziție de? Nu. Fie E și F simetricele punctului D față de capetele segmentului AB, respectiv segmentului AC. Deci un punct de la întâmplare. Da. Hai să spunem pe aici D. Nu-i mijloc, să luăm și noi un punct D care să nu fie o poziție particulară. D. După ce l-am fixat pe D, spunem mai departe, da. E și F. E și F, simetricele punctului D față de capetele AB, respectiv AC. Față de capete, față de segmentele AB. Da, capetele segment, da. AB, respectiv AC. Deci, D simetricului eu, simetricului D față de AB. De AB, mai AB de. Corect. Așa, față de AB ducem perpendiculară, nu așa zicem, perpendiculară și mai mergem ca pe atâta. Ăsta este eu. Da? Eu. Și F-ul e simetricul față de AC. Adică duc perpendiculară din D și mai mergem ca pe atâta. Este vorba de punctul F, încât, practic, AB e mediatoarea lui DE și AC e mediatoarea lui FD. Înțeleg eu din problemă. Deci, în ipoteză, mai spunem o dată ipoteză, ce avem? Triunghiul ABC, în care avem precizat că măsura lui A e egal cu 90 de grade, da? Că D este un punct din interiorul segmentului BC, da, un punct din interior, da. Nu-i mijloc, deci un punct la întâmplare, da. Iar e simetricul lui D față de AC. Da. Simetric lui D față de AC. În limbaj matematic, asta înseamnă că D, hai să notăm cu un punct aici, S, piciorul perpendiculare dusă din D pe AB. D este deci perpendicular pe AB. D, S, D, E, chiar D, eu este. Da. D, E, e perpendicular pe AB și că D, S, congruent cu S, E. Da, segmentul D, S, congruent cu segmentul S, E.
Și mergem mai departe. Simetricul. Notăm cu el piciorul perpendicular din D. Deci D e D F perpendicular pe AC. R, da? Cu R piciorul ăsta, da? D F perpendicular pe AC și încă în plus D R D R. Congruent cu R. D. F. D. F. Nu, D. R. D. R. 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 F. Da. Arătați că punctele A, E și F sunt coliniare. Să arătăm că punctele A, virgulă E, virgulă F, coliniare. Adică așa. Dacă am duce, a unit pe A cu E, pe F cu A și pe A cu E, ar fi pe o dreaptă toate. Pe aceeași dreaptă. Da? Deci toate ar fi pe aceeași dreaptă. Adică unghiurile acestea două adunate, cât ar trebui să dea? Toate ca cât să nu fie rupt aici, câte grade ar trebui să fie aici la un loc? 180. Minus 90. 90 la 2. Astea două se fac împreună 90, nu? Da. Deci dacă nu arătăm că unghiul 1, ăsta de aici, A1. Și cu ăsta 2, A1 și cu A2 împreună fac 90 de grade, suntem fericiți. E gata problema. Nu? Dacă arătăm asta, e gata. 180 grade și acum e acolo e împreună, sunt în prelungire, în unghii alungit, da. Și spre dreapta. E fa, e, da, corect. Dacă e de 180 grade, ăla e de 90, dacă demonstrăm asta, super. Deci am, de acum m-am focalizat pe atenția. Știu unde am îngrămădit problema în locul ăsta. Deci, Miruna, dacă am așa, și vreau să arăt că niște puncte sunt coliniare, punctele A, cum este acolo, E, F, A și F, înseamnă că dacă arăt că aici e 180 de grade, e clar că e un unghi alungit, unghiul ăsta A, E, A, F, un unghi alungit și toată problema rezolvată. Și cum am în componența un 90, trebuie să arăt că este două, împreună fac 90, 1 și cu 2. Adică unghiul E, A, S plus unghiul C, A, F, dar împreună 90 de grade. Trebuie să ne vină o idee. Asta nu degeaba, nu degeaba el D este cât el F. Nu degeaba, nu degeaba D, S este cât S e. Deci nu degeaba. Să unim A cu D? Să unim A cu D, ar fi o idee. A cu D, unim pe A cu D. Wow! Și wow! Se întâmplă un lucru fascinant, extraordinar. Ce fel de triunghi o fi oare A, F, D? A, F, D, triunghi. Nu. A, F, D. Cred că isoscel vă să fie adevărat isoscel? Oare A, F este cât A, D? Cine să demonstrăm. Cine să-mi spune mie chestia asta? F, R este cât R, D. Nu, copii? F, R cât R, D. Acolo e din 90 grade. Am dus noi perpendicular. Exact. Acolo sunt din 90 grade. A, A, R, ratelul comun. Suntem în două triunghiuri, A, R, F și A, R, D, catetă, catetă. Și demonstrăm că este așa. Dacă triunghi... este așa, atunci unghiul F e congruent cu unghiul D, nu? Și ăsta e corect. Da. Da. Și ăsta la altul 2 e cât 2 din partea asta. Da, și A, F cât A, D. A, F cât A, D. Și atunci, din congruența triunghiului, astea sunt da. Și congruente unghiurile astea. Adică așa sunt mediatoare și bisectoare. Corect.
Într-un trinisos cel, n-am spus altă dată. Și sectoare și mediană, de toate. De toate. Sunt, se suprapun. Hai să construim ideea, să vedem ce ne iese. Da. Iruna, ești atentă? Suntem clar ce problemă acum. Ideea asta cu Unitea cu tâi este spectaculos de interesantă. Foarte tare. Acum, deci, unghiul 2 este 2 aici. L-am mutat la vecinul său. Pe de altă parte, noi mai avem cât D ies, este cât ies e. Pe lungul A, D, S, cu A, S, E. A, D, S, cu A, S, E. Despre care poți porni treaba, despre care poți vorbi și poți ca, argumenta ca și mai înainte. D, S, ești decât S. D, S. A se este la propunere. Unghiul drept însă că noi l-am pus. Așa. Suficient motiv pentru a spune că triunghiile acestea sunt congruente tot catetă catetă. Da. Și iată că A E este cât și A D. Păi A D era și cât A F. Și cât A F. Deci A E cât A E. Și atunci. Și atunci triunghiul ăsta A D E este ce fel de triunghi? Este A D E. Tot isoscel. Unghiul de acolo iar e... Iar da. Unul de aici se duce aici și tot unul. Nu? Da. Unul cu unul, că sunt congruente triunghiurile. Și dacă așa stau lucrurile... Unul și cu doi cât face aici? Unul și cu doi sunt părți ale unghiului ăsta drept. Ale CAB. CAB nu a fost zis că este dat un triunghi dreptunghic. Nu degeaba n-a dat autorul triunghi dreptunghic. Dar mai avem nevoie de unghiul, domnul profesor, dacă am demonstrat că AD e cât AF și AD e cât AE, atunci nu rezultă că și AF e cât AE? AF este cât AE, dar nu am argumente să spun că suma unghiul ăsta este alungit. A, n-aș avea argumente. N-aș avea. Eu acum mă concentrez pe ideea care mi-a fixat-o, trebuie să spun că este un unghi alungit. Adică unghiul 1 și cu 2 trebuia să arăt că sunt câte grade. Cât 90. Aveam 90. Că l-avem. Da. Dar am mutat de 1 și 2 în vecinii săi. În loc de 1 de aici, zic 1 de aici. În loc de 2 de aici, zic 2 de aici. Și 1 și cu 2 nu sunt părți ale unghiului drept. Ba da. Ba da. Adică 1 și cu 2 nu sunt două unghiuri adiacente care fac împreună 90 de grade, fiind... Da. Și atunci 1 și cu 2 fac 90 de grade. Corect. Și chiar problema e rezolvată. Corect. Numai că n-am redactat. Dar insistăm încă o dată, ca să înțelegem bine. Deci înainte a ne apuca să redactăm, începem un raționament de acesta și dacă reușim să-l conducem până la capăt și problema curge, e totul perfect. Deci trebuia să arătăm că punctele A, E, F sunt coliniare. Și am spus, ca să fie coliniare, ar trebui să arătăm că unghiul F, A, E este un unghi alungit. Adică aici, așa, toate unghiurile astea, de o parte asta, se fac 180 de grade. Ei, și autorul ne dă. Ier D este cât ier F. Degeaba. Degeaba. Și că perpendicular aici. Dumnezeu. Foarte important. Și aici a fost ideea mamei. Iura, ce bine ar fi fost să avem noi o idee de asta. A, A, D. Unirea lui A cu D, problema a fost fărfenița. S-a terminat cu ea. Când dată a apărut triunghiul FAD, FAD despre care am spus că este un triunghi isoscel, pentru că am luat spre comparare triunghiile A, IER, F și A, IER, D. Ele, cele două triunghiuri, sunt congruente și atunci, când dată triunghiul fiind isoscel, înseamnă că unghiul F, A, C, IER, cu IER, A, D, sunt congruente. Adică l-am, pe doi ăsta l-am băgat în interiorul. L-am băgat în interiorul triunghiului unghiului drept de acolo. Analog, luând în analiză triunghiul A, D, E, constatăm că este și el isoscel. Din congruența triunghiului înseamnă că unul de care era în, e vorba de unghiul E, A, S, l-am pus, l-am băgat în S, A, D. Și cum 1 și cu 2 fac împreună 90 de grade, asta chiar nu trebuia. 1 și cu 2 fac 90 de grade. Terminat problema. Nu? E faină cu geometria. Foarte faină. Teribil de frumoasă.
Problema a fost spartă din momentul în care am zis unim pe acute. Acolo s-a terminat. Dacă nu, ne vineam minte, dar era forțată ideea. Când spune ier, ef cu ier, de. Și perpendicular, simți nevoia să unești pe A cu D. Poftim, Miruna, dictează și încep să scriu demonstrație. Demonstrație. Triunghiul fă C. Triunghiul, fie triunghiurile. Fie triunghiurile. Fă C. Fă A. Nu C, R. Fă R. Da. Fă A. R. Și triunghiul. Fă A. F. R. A. R. A. R. A. Deci, despre care, Vlad, ai posibilitatea să spui că? F, R, congruent cu R, D. Că unghiul A, R, D este cât A, D, A, R. Are F, nu? Are F, da. Are F e cât are D și la A, R. Nu, scrie măsura lui... Măsura, așa e corect. Măsura lui ARF egală cu măsura lui ARD ARD și egal cu 90 de grade. Și avem și AC comună. AR. AR comună. Și atunci, din acestea trei, reiese că triunghiurile sunt congruente. Deci triunghiul luat în discuție. Catete, catete. Catete, da. Catete, catete. Și conform triunghiului F, A, R. Congruent cu triunghiul R, A, R. Și dacă triunghiul sunt congruente, reiese de aici că toate ele sunt congruente. F, A e congruent cu D, A. Noi ne ducem pe... pe simpla chestie cu unghiul de aici și cât ăsta, ca să... Terminăm. Dar sigur că tu ai dreptate. Corect este să spun toate elementele. F, A. Ne-am obișnuit cu asta, nu? Mm-hmm. F, A. E cu D, A. Congruent cu D, D-A. A. Unghiul A, F, C e cât A, D, C. Unghiul A, F, C. Congruent cu unghiul A, D, C. A, D, C. Și, în sfârșit, cel care... A, C, F. Și nu am să știam. F, A, R. F, A, R. E cât R, A, D. Cu R, A, R, A, D. Da? Cum l-am notat, unghiul 1 acolo, nu? Nu? Unghiul 1, așa l-am notat. Pe de altă parte, fie triunghiul de care, cum spre Vlad. E triunghiul cu A, D, S. E triunghiul B. A, D, S. A, D, S. Și? A, S. Lasă pe blat. Și A? A, S. A? E? E, S. S. Despre care vă spune că au? A, S, latură comună. Așa este. A, S. Latură comună. Gâsul e din ipoteză. Mai avem că dâs. Da? Congruent cu din ipoteză. Să fie. Da? Și mai avem măsura unghiului dâs A. Dâs A. Măsura lui dâs A. Egală cu măsura. Egală cu măsura lui A, S, E. A, S, E. Și egal cu 90 de grade, da? Și conform cazului catetă, catetă. Da, este un caz particular. Nu e decât o argumentație în plus. Latură în latură. E unghiul de 90 de grade. Da. Merge și așa. Nu e niciun impediment. Deci, practic, e un caz particular. Da, gândeam că poate zice că nu recunoaște. Nu. Este foarte bine. Latură lungă. Sau catetă, fiindcă sub înțelege că unghiul 90 de grade e deja știut. Și avem că ADS-i congruent cu AS.
A, D, S, triunghiul. A, D, S, congruent cu triunghiul. Cu triunghiul care? A, S. E. Deci D o să fie congruentă cu AE, dar D era congruentă cu FA, deci FA o să fie... Dar nu, nu interesează într-atâta. Deci nu interesează într-atâta. Mai târziu o să vă vorbesc când o să aveți mai multe informații. Dar acum, deci important este pentru noi, FA, unde ne așteptă să nu știu, da? Dar hai să spunem, A, D, cât A e... Corect. Da, ne-am obișnuit să spunem așa, A, D, congruentă cu... A, E. S, D, A. Unghiul S, D, A e cât E. S, D, A. S, D, A e cât S, E, A. Corect. S, E, A. Și? Și unghiul care îi interesează. Asta este. Și unghiul D, A, S e cât D, A, S. D, A, S e cât S, A, E. Congruent cu S, A, E. Și cum avem, avem că CAD, unghiul CAD plus unghiul CAD plus DAS cu DAS sau măsura, hai, măsura ăsta plus măsura ăsta egal cu 90 de grade. Nu. Cele două unghiuri fac 90 de grade. Da. Deci măsura ăsta plus măsura celulatul fac 90 de grade, da. Când sunt într-un triunghi dreptunghi, da? Da. Iar CAD, unghiul CAD, e congruent cu cine am arătat? CAD cu DAS. Da. CAD e congruent cu RAF. Este scris undeva. Da. Avem că da. D, nu C. Era D, dar sau ce era D, tot una este, da? Ce a D e congruent cu era F. Era F. Iar mai avem că D, A, S. D, A, S. E congruent cu cu S, A. S, A, E. Este scris, nu? S, A, E. Înseamnă că în loc de CAD, de cine pot să folosesc eu? În loc de CAD, pot spune era F. Deci înseamnă că măsura lui era F plus măsura lui, în loc de DAS, pe cine pot să folosesc? S-A-E. S-A-E. Este la 90 de grade. Și cum mai aveam pe ăla de 90 de grade, adică îl știm deja pe unghiul CAB, măsura lui CAB, egal cu 90 de grade, înseamnă din cele două că toate unghiurile astea adunate fac câte grade? 120 de grade. Deci înseamnă că măsura lui era F plus măsura lui S A E măsura lui C A B. Așa, și măsura lui C A B egal 120 de grade. Era corect să-l băgăm întâi pe C A B. Da. Încă RAF mergea CAB plus SAE, da, adică da. Să vină... Da, da, da. Dar voi ați înțeles că e vorba da. De ăsta și cu ăsta fac 90, cu ăsta 90, 180 și atunci punctele de aici rezultă că punctele A care e, F, e, e A, E, E, A sau A, E, F, toate trei sunt coliniari. Da? Cele trei puncte sunt coliniari și am terminat problema. Haideți să oprim fișierul.